Din păcate, rugămintea colegului nostru Lilian Carp de a nu manipula și a nu induce oamenii eroare nu este luată în mod sistemic de către colegii din opoziție și este un lucru regretabil. Vreau să vă spun așa cum stau lucrurile cu această nominalizare. A fost un concurs public început la 3 decembrie în cadrul primului termen pentru depunerea dosarelor nu a fost prezentată nicio candidatură. Concursul a fost extins. În cadrul primei extindere au fost prezentate două candidaturi, ambii fiind funcționari publici și fiind neeligibili pentru această funcție. Am mai extins încă o dată acest concurs. Am obținut și le zic mulțumesc celor doi candidați care au aplicat la acest concurs, care au avut curajul să aplice la acest concurs, au fost doi candidați, s-au prezentat ambii destul de bine la etapa de interviu, iar Comisia l-a selectat, după părerea membrilor Comisiei, pe cel mai bun candidat. A fost un concurs public la care a putut depune oricine dosarul, ar fi putut îndemna și reprezentanții opoziției, pe cineva care consideră ei că este potrivit acestei funcții să depună dosarul, dar nu au făcut-o. A fost un interviu frumos cu răspunsuri sincere la întrebări, îl puteți vizualiza cu toții pe pagina Parlamentului. Noi ne amintim foarte bine cum au fost numiți anterior membrii csp din rândul profesorilor la ULIM, care funcționau în acest CSP la strict la comandă politică. Deci cum trebuiau, așa ridicau mână. Eu sunt sigură că domnul candidat Andrei Cebotari nu va face acest lucru. Nici la comanda politică a celor pe care îl vor vota astăzi, nici la oricare altă comandă, fie ea politică sau ne -politică. Noi l-am găsit pe domnul Andrei Cibotare în cadrul interviului ca o persoană cu verticalitate, integritate și independență. Integritate, de o să verticalitate o să de noastră, și independență. Deci integritate, exact răspunde la întrebarea dumneavoastră, domnul președinte. În CSP, rolul societății civile este unul foarte important, deoarece este rolul de a echilibra această instituție și de a preveni ca Consiliul Superior al Procurorilor să devină un club închis care protejează interesele procurorilor și, de multe ori, nu tocmai interesele legitime ale procurorilor. Și de aceea, rolul membrului reprezentant al societății civile în acest Consiliu este tocmai de a vegea respectarea legii și de a semnala potențiale abuzuri. Iar atunci când observă că anumite norme, fie a codului de etică, fie norme legale, sunt încălcate, de a sesiza imediat Consiliul Superior al Procurorilor pentru luarea unor acțiuni. Și este exact ceea ce ne-a comunicat domnul candidat în cadrul interviului, că intenționează să facă. Astfel noi îi dorim mult succes, drăzienie, rezistență și curaj. Mulțumesc!